Charlie Oatley, jurnalistul britanic care a făcut România celebră în toată lumea, continuă seria documentarelor despre țara noastră. În cel mai recent material, Flavors of Romania, britanicul prezintă tainele gastronomiei locale, poveștile românilor și unele dintre cele mai puțin cunoscute zone din țara noastră. Starting in the east, we will discover an area rich in spiritual history, where you can find ancient wooden churches and painted murals. I will be treading in the footsteps of the sculptor Brancusi, although not quite so far. He went by foot to Paris. He walked yes, all the way he literally to Paris. Walked. From here? Yes. It took him a year. He stopped yeah, a would few... you? Yes. yeah. Yes. As well as viewing his legacy in nearby Târgu. Plus, I will be trying to resist the forces of evil. As I stop to examine the famous Devil's Bridge. Nearby, in the village of Bratilov, I'll be looking for a Romanian recipe that does not require the addition of corn. Yeah, this might not work. Charlie Oatley a vizitat pentru prima dată România în 2011, iar de atunci se întoarce în fiecare an, iar în vara lui 2017 a fost aplaudat la scenă deschisă de reprezentanții a 193 de țări, după ce a prezentat la sediul ONU din New York un episod din Wild Carpathia și Adi, cred că avem suficiente motive să-l declarăm eroul zilei la Antena 3. Bună dimineața din nou! Bună dimineața și să ne bucurăm de fiecare dată când îl avem invitat în platou. E deja de al casei, adică nu... trebuie nici să-l conducă neapărat colegii, pentru că nimerește studioul. Știe deja cum să stea. So, I said, good morning. Bună dimineața. Bună dimineața. Dimineața. And I'm very happy to be again together with you. Sunt fericit să putem sta din nou de vorbă project, la începutul unui proiect nou, pentru că în această seară va fi doar primul pas. Este o cale lungă până la cea de-a noua serie a noii producții. It was supposed to be 8 episodes, but ar fi trebuit să fie 8 episoade. Dar ne-am dat seama că Transilvania este prea valoroasă, așa că am realizat două episoade de aici. Așadar, diseară vom vedea imagini din Oltenia și sunt foarte mândru deoarece eu m-am născut în Oltenia. Diseară va fi premiera, iar vineri seara la ora 9 va fi lansarea. Ne axăm pe toate regiunile istorice ale României. Am vrut să arătăm ce este mai frumos și ce inspiră cel mai mult din fiecare regiune din România. Pentru că, din păcate, vedem că în România sunt promovate doar aceleași destinații la nesfârșit, Castelul Bran, Castelul Peleș, bisericile de lemn, bisericile pictate manual, dar sunt multe alte locuri frumoase din România și vreau să stimulăm turismul, atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Trebuie să le arătăm că peste tot în această țară sunt locuri minunate care trebuie promovate și celebrate. De această dată însă nu e vorba doar despre peisaje, monumente sau natură. Va fi despre oameni și despre aromele României. Arome în modul în care încercăm să portretizăm aceste regiuni, nu ne referim neapărat la gusturi. Mâncarea este evident un element extrem de important când vorbim despre turism. În România am putea spune că este cel mai important. Desigur, eu aș vrea să arăt că bucătăria românească nu înseamnă doar carne de porc, nici măcar nici. Oamenii cred că porcul este leguma preferată a românilor, dar noi am vrea să le arătăm că există atât de multe ingrediente minunate, fructe și legume, cu ajutorul cărora poți crea niște preparate excepționale. Și până la urmă, mâncarea înseamnă să adune oamenii, să aducă împreună să celebreze acest popor. Mai ales că suntem în anul centenarului, aniversăm 100 de ani și acesta este darul nostru pentru poporul român. Le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să prezentăm aceste minunății.
E important să marcăm acest moment în timp, ca să spunem așa. Suntem extrem de onorat de darul vostru generos cu ocazia centenarului, cu ocazia celor 100 de ani pe care îi împlinește România în acest an și sperăm să fie o poveste de succes, pentru că am văzut impactul uimitor pe care documentarul Wild Carpathia l-a avut atât în România cât și pe plan extern. De această dată însă fiecare colț al țării noastre va fi prezentat individual. So much more detail, as we've desigur și ne-am bucurat că am avut timp să intrăm în detalii. Sunt 9 ore de documentar televizat, așa că avem ocazia să prezentăm mai mult decât suprafața, să arătăm spiritul acestei țări. Asta am încercat să facem. Însă ideea principală acestui documentar, pe lângă sărbătorirea centenarului, este aceea de a încuraja protecția mediului înconjurător al României, acestei moșteniri uimitoare al istoriei, al culturii și al moștenirii naturale, pentru că pădurile și biodiversitatea din România sunt pe locul 2 în Europa și cred că este un factor cheie. The last episode of Wild Carpathia was marked by a very strong message that you delivered. Ultimul mesaj al documentarului Wild Carpathia a fost marcat de un mesaj extrem de important, și anume faptul că noi trebuie să avem grijă de moștenirea noastră, de pădurile noastre. De această dată, îndrăznesc să spun că este un mesaj chiar mai puternic. Recunosc că mă bucur de asta. Incredible tunnels in Kelinere. Vom arăta atât de multe lucruri frumoase, cum sunt pădurile din Dobrogea, cum sunt tunelurile din Călinești, dar și foarte multe locuri precum băile termale de la Herculane, care sunt la un pas de prăbușire. Este atât de trist și, din păcate, acesta este patrimoniul României. Dacă nu îl protejăm, atunci toate aceste zone care ar putea să fie pline de turiști nu vor mai avea niciodată o șansă. Asta ar putea să asigure României patrimoniul cultural istoric și să asigure venituri constante nu doar în zonele rurale, ci în toată țara, dacă este protejată și ocrotită în același timp. De asemenea, mai sunt castele care sunt la un pas să se prăbușească, au nevoie disperată de investiție și de iubire. Am filmat istoria unor fortărețe la Histria, spre exemplu, am mers pe jos și ne-am dat seama că eram pe un mozaic vechi de peste 3000 de ani, care ar fi trebuit să fie protejat cu sticle sau într-un fel, astfel încât să nu poată ajunge nimeni la el, iar oamenii îl loveau, călcau, iar pentru mine asta a fost similară unei tragedii, pentru că am văzut cum istoria unei țări este distrusă în fiecare zi și cât de disperată este nevoia de a protecta toate aceste monumente și obiective turistice, să aducem turiști și să ne asigurăm că rămân într-o stare bună pentru generația următoare. Charlie de fiecare dată face o treabă extraordinară și cred că este minunat să vedem producțiile semnate de tine și cred că de această dată va fi la fel. Așadar, diseară, în Băneasa Shopping Mall, va fi la premiera, va fi practic prima ecranizare. Nu știu cum va fi primit, pentru că de această dată am încercat să avem mai mult umor. Dacă Wild Carpathia a fost un documentar mai serios, de această dată, având 9 ore de documentar, am vrut să fie mai destins. Chiar am văzut câteva scene, cum este cea a porcului care aleargă. Știi că noi avem o poveste cu porcul zburător. Se spune că lucrurile se întâmplă atunci când va zbura porcul, adică niciodată. Am întâlnit oameni minunați peste tot pe unde am fost. Sunt povești foarte serioase. Am fost până la granița României cu Ucraina, unde am văzut sute de kilometri de pădure distrusă, din păcate, văi montane care au fost defrișate și de unde lipsesc acum pădurile. Așa că este foarte important să arătăm toate aceste lucruri, să arătăm partea pozitivă, dar de asemenea și ce s-ar putea întâmpla, care ar putea fi consecințele dacă nu se iau măsuri urgente. E vorba despre frumusețe și despre lucrurile importante care au făcut din România o țară atât de specială, dar și să-i facem pe oameni să conștientizeze riscul la care țara este supusă dacă nu acționează acum pentru a-i proteja patrimoniul și moștenirea.
then there are going to be huge problems in the future. Vor fi probleme grave în viitor și ar fi un mare păcat. It's a very important year for us. După cum ai spus, este un an foarte important pentru noi, este aniversarea centenarului. Și sunt foarte important, sunt trist și fericit în același timp că e nevoie de un britanic să vină în România să ne învețe, să ne iubim țara și să o protejăm, ceea ce din păcate nu facem în fiecare zi. Mulțumesc foarte mult pentru efort și pentru acest proiect despre care sunt convins că oamenii îl vor iubi. Sper să-l vadă și dacă se poate să-l împărtășească tuturor prietenilor. Mulțumesc! The real ambassador of Romania. Charlie Oatley, din nou, adevăratul ambasador.